Chiar dacă în multe orașe din țară ceremonia a fost anulată din solidaritate cu victimele din Clubul Colectiv la Galați, sărbătoarea de 1 decembrie s-a încheiat totuși cu retragerea cu torțe a militarilor din cadrul garnizoanei. Gălățenii au asistat la paradă în ciuda temperaturilor scăzute. E frumos, e emoționant, La mulți ani, multă sănătate! Această defilare cu toții este un omagiu militarilor români căzuți în cele două războaie mondiale. Această retragere cu toții completează acest onor. Ceremonia este un omagiu adus eroilor căzuți pe câmpurile de luptă.